Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor! Astăzi a fost ultima zi a examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă 2012. Absolvenții de liceu au susținut proba la alegerea profilului și specializării, iar din cei aproximativ 900 de candidați, cei mai mulți s-au prezentat la biologie, un număr de 462 de elevi, la geografie 166 și la chimie 61 de pretendenți. În schimb, probele la psihologie, economie și sociologie au fost susținute de către un singur candidat. Alte probe la alegere a profilului și specializării pentru care absolvenții de liceu au optat în această sesiune a bacalaureatului au fost anatomia cu 51 de înscriși, informatică 10 sau logică 5. Astăzi, din totalul înscriși de 845 de candidați, au fost prezenți doar 665, înregistrându-se și astăzi 180 de candidați absenți. Nu s-au înregistrat incidente la ultima probă a examenului de bacalaureat. Am avut un singur caz special, un elev care pe motive medicale, din cauza unui accident, și-a susținut ultima probă într-o clinică din Cluj-Napoca, având aprobarea Ministerului Educației și a Inspectoratului Cluj. În sesiunea de toamnă, examenul a fost marcat de un grad ridicat de absenteism, astăzi lipsind de la proba la alegere 21% din candidații înscriși. Cei care s-au prezentat au încercat acum pentru a doua sau chiar a treia oară să obțină notele care să le aducă mult râvnita diplomă de bacalaureat. Ce probă ai susținut? Biologie. Cum a fost? Destul de greu. Ai fost undeva în vacanță? Nu. Te-ai pregătit intensiv pentru... M-am pregătit, dar nu chiar atât. Am terminat mai acum câțiva ani și acum am dat decât biologia. Șanse de promovare sunt? 50%. Cum a fost? Greu. Greu? Da. În vacanță ai fost undeva? Da, am fost plecată la bunici. Și pregătire? A fost? Slab. În geografie. Cum a fost examenul? Destul de greu. Pregătire? A fost în vacanță? Ai avut timp? Da. Undeva ai fost plecată? Nu. La distracție? Nu. Șanse de promovare sunt? Cred. La fizică. Cum a fost? Așa și așa. În vacanță ce ai făcut? Ai fost plecat pe undeva? Da, la mare, la munte. Distracție multă? Păi și distracție, și învățat, și pregătire, de toate. Șanse de promovare sunt? 100%. La biologie. Cum a fost? A fost greu? Nu. Pregătirea a fost multă în vacanță? Da. N-ai plecat nicăieri? Nu. În schimb, absolvenții care în vară nu au fost mulțumiți de notele obținute la examen s-au prezentat și în toamnă pentru mărire. Chimie. Cum a fost? N-a fost greu. Te-ai pregătit intensiv în vacanță? Acum nu. Pentru sesiunea asta nu m-am pregătit atâta. Ai fost plecat undeva? La distracție? Nu. Am fost acasă. Șanse de promovare sunt? Nu prea, trebuie pentru mărire de medie și mai greu. Tot pentru mărire de notă a susținut astăzi examenul de bacalaureat și un tânăr din Baia de Arieș care a suferit recent un accident și este internat într-un spital din Cluj. Acesta a primit aprobare de la minister să susțină examenul pentru mărire de notă în spital. Rezultatele la examenul de bacalaureat, sesiunea de toamnă, vor fi afișate în 2 septembrie, dată la care se pot face și contestațiile. Soluționarea contestațiilor se face în 3 până în 4 septembrie, iar afișarea rezultatelor finale va fi în data de 5 septembrie. Segeta a afectat în acest an toate culturile, atât cele de toamnă cât și cele de primăvară. Nu în ultimul rând, lipsa apei și-a spus cuvântul și în privința pășunilor și fânețelor, fapt care a dus la scăderea producției și în sectorul zootehnic. Din cele 298.700 de hectare de culturi agricole însămânțate în Alba, inclusiv pășunile și fânețele, 283.700 de hectare sunt afectate în proporție de peste 30%. Cele mai mari probleme sunt la culturile de porumb, unde recolta de aproximativ 15.000 de hectare este afectată în proporție de 100%, iar alte 27.483 de hectare sunt afectate în proporție de 30%. Seceta a influențat negativ în proporție de peste 30% culturile de grâu de primăvară, ovăz de primăvară, orzoaică de primăvară, mazăre boabe, fasole boabe, plante medicinale, floarea soarelui, rapiță de primăvară, soia, cartofi, legume, tutun și sfeclă de zahăr. A afectat de asemenea 4.656 de hectare de vițe de vie, respectiv 4.953 de hectare de culturi de legume, în proporție de peste 30%. Pagube s-au înregistrat și la pășuni și fânețe. Din 117.951 de hectare de pășuni, 117.000
11.951 de hectare au fost lovite de secetă în proporție de peste 30%, același coeficient de pierdere înregistrându-se și la cele 70.106 hectare de fânețe. Posturile de poliție rurală se reînființează începând cu data de 1 septembrie. Decizia este luată la nivel național din cauza creșterii infracționalității. În urma acestei acțiuni, numai puțin de 67 de locuri de muncă din cadrul poliției rurale din Alba vor fi puse la bătaie. Măsura vizează reducerea cheltuielilor aduse Ministerului Administrației și Internelor în ultimul an. Într-o conferință de presă la sediul Inspectoratului Județean de Poliție Alba a fost prezentată concepția privind eficientizarea activității poliției din mediul rural în județul Alba. Măsura de reînființare a posturilor de poliție comunale survine în urma ratei mari a infracționalității din zonele rurale, dar și în urma cheltuielii excesive a Ministerului cu posturile de poliție rurală aflate în subordinea secțiilor din municipii și orașe. Noi am făcut o evaluare comparativă, 8 luni de la începerea, de la 1 octombrie 2010, de când s-au înființat secțiile de poliție, comparativă cu 8 luni anterioare înființării secțiilor de poliție, și am constatat că au crescut cheltuielile cu chiriile cu 26%, cu personalul, mă refer la transportul la și de la locul de muncă, cu 49%, cu mentenanța cu 69%, iar cu combustibilul cu 14,33%. Deci cheltuielile au crescut. N-ar fi o problemă dacă aceste cheltuieli, așa cum v-am spus, s-ar fi reflectat în creșterea gradului de siguranță publică a cetățeanului. Mai mari Ministerului Administrației și Internelor au constatat că un singur om nu poate conduce o secție de poliție, urmând ca de la 1 septembrie secțiile de poliție să aibă între 7 și 11 lucrători, iar posturile de poliție comunale să aibă între 2 și 5 numărul polițiștilor, variind în funcție de mărimea localității. Secțiile de poliție vor avea un efectiv cuprins între 7 și 11 lucrători, iar așa cum v-am prezentat mai înainte, posturile de poliție vor avea între 2 și 5 lucrători. Numai puțin de 236 de polițiști își vor desfășura activitatea în mediul rural, dintre care 15 ofițeri și 221 de agenți. Cei 15 ofițeri împreună cu 69 de agenți vor activa la secțiile de poliție rurale, pe când 152 de agenți vor fi la posturile de poliție comunală. Începând cu data de 1 septembrie, 67 de agenți de poliție au fost împuterniciți să îndeplinească atribuțiile unui șef de post, urmând ca locurile să fie ocupate după susținerea unui examen sau a unui concurs. Senatorul Nicolae Dobra este convins că până la finalul lui 2012 municipiul Sebeș va avea șosea de centură. Ministrul Transporturilor i-a asigurat că în privința autostrăzii Orăștie Sebeș lucrurile merg ca pe roate. Parlamentarul UNEPR a dialogat recent cu ministrul transporturilor Ovidiu Silaghi și e în măsură să-i asigure pe locuitorii municipiului Sebeș că o să scape de calvarul traficului de mare tonaj. Domnul Silaghi a spus că se va respecta graficul care a fost stabilit de Ministerul Transporturilor la începutul lucrărilor. Eu cred că acest grafic se va respecta și eu cred că sebeșenii vor avea o ocolitoare până la sfârșitul acestui an, se va scoate traficul greu din Sebeș, urmând ca toate lucrările să se termine în termenul prevăzut pe 19 aprilie. Ministerul Transporturilor a lucrat corect și, în consecință, nu se pune problema suspendării finanțării lucrărilor cu fonduri europene, a adăugat senatorul UNEPR. Lucrările de reabilitare și modernizare a podului de peste Rula Ampoi au trecut de la Relanti direct în viteza a patra. De vreo câteva zile se lucrează susținut la acest obiectiv parte componentă a proiectului de modernizare a străzii Alba Iuliene Alexandru Ioan Cuza. În urmă cu vreo 2-3 săptămâni, podul de peste râul Ampoi părea o lucrare lăsată baltă din pricină de secetă financiară. Muncitorii veneau o zi două, dădeau semne de hârnicie, după care dispăreau din peisaj precum necuvântătorul în ceață. Nu se lucrează bine, pentru că e prea mult timp de execuție, nu-i văd oameni acolo. Azi vin, peste două săptămâni nu mai vin la muncă aici. Se lucrează de 9 luni de zile. Și care e opinia asta? Păi
Vin o dată pe săptămână, de două ori, o dată pe lună, de 9 luni de zile se lucrează și nu se mai termină. De câteva zile situația s-a schimbat radical. Zorul e cuvântul ce definește munca meseriașilor ce lucrează la reabilitarea podului. Carosabilul ce asigură circulația autovehiculelor în sensul de mers spre Teiuș s-a finalizat și a fost dat în folosință, iar acum se lucrează la cealaltă porțiune de șosea din structura podului. Poate că acest ritm susținut de muncă se datorează și Alba TV, care a arătat cu degetul teleobiectivului înspre delăsarea ce dormita odată pe podul plictisit de reparații domoale și pe jumătate. Accidente mai puține, dar mai mulți răniți. Un bilanț al Inspectoratului Județean de Poliție Alba efectuat în perioada ianuarie-iulie arată că numărul accidentelor înregistrate în această perioadă a scăzut în comparație cu același interval din anul 2011 și numărul deceselor a scăzut considerabil, dar numărul persoanelor rănite grav în accidente este mai mare decât anul trecut. În perioada ianuarie-iulie 2012 au fost contabilizate 92 de accidente care s-au soldat cu 15 morți și 95 de grav răniți. Numărul accidentelor grave a scăzut cu 4, a persoanelor decedate a scăzut cu 13 și avem aici o ușoară creștere a persoanelor rănite grav din aceste accidente, respectiv 6. Cauzele principale ale producerii accidentelor au fost neadaptarea vitezei la condițiile de drum și depășirile neregulamentare. În județul Alba sunt consemnate două puncte negre în trafic, unde accidentele grave au fost numeroase. Primul este între Aiud și Miraslău, în zona numită Curba Morții, iar al doilea punct este drumul județean 7, unde în ultima perioadă au fost accidente grave, mai ales în zona localității Șibot. Imediat după alegerile locale, UNPR și PSD au încheiat un proiect politic ce se vrea de lungă durată. Protocolul dintre cele două partide se numește Alianța de Centru-Stânga și vizează inclusiv abordarea comună a alegerilor parlamentare. Concret, eventualii candidați UNPR vor figura pe listele Uniunii Social-Liberale. Taxa pe marile averi și preocuparea pentru dezvoltarea economiei naționale sunt deziderate ale Uniunii Naționale pentru Progresul României, afirmă liderii UNPR Alba. Un proiect politic solid, o alianță naturală până la urmă între două partide de stânga care sprijină taxarea marilor averi și toate politicile sociale așteptate de majoritatea românilor. După cum probabil știți, PSD-ul a fost singurul partid care a sprijinit în Parlament proiectul UNPR-ului de taxarea marilor averi. Alianța cu PSD are însă pentru UNPR un scop politic major. Orice alianță care se face, se face cu un scop. Deci cu un scop. Scopul este și politic și de cel care vă vorbi înainte. Adică faptul că vreți să ne trecem o lege care ține foarte mult la ea, ne trebuie aliați. Noi suntem... Scopul politic e acela ca UNPR-ul să rămână partid parlamentar. Să rămână cu partid parlamentar. Orice partid vrea să devină, ori parlamentarul să rămână parlamentar. Da. No, deci este un scop politic major. UNPR Alba speră ca la alegerile parlamentare să aibă un candidat pe listele USL. Educația antreprenorială în mediul rural. În mai multe localități din județul Alba se vor desfășura săptămâna viitoare seminarii din cadrul proiectului Susținerea dezvoltării antreprenoriatului prin formare profesională adresată persoanelor din mediul rural în regiunea centru. Sunt așteptați să participe mici întreprinzători, meșteșugari, angajați sau șomeri, dar și tineri care doresc să-și deschidă propria afacere. Programul este desfășurat de Asociația Împreună pentru Tine în colaborare cu Fundația PAEM Alba. Seminariile se vor desfășura după următorul program: 3 septembrie în Ighiu, Cricău și Sântimbru, în 4 septembrie Râmeț și Stremț, 5 septembrie Jidvei, Șona și Crăciunelul de Jos, în 6 septembrie Pianul de Sus și Săliștea și ultima zi în 7 septembrie în Almașu Mare. Proiectul se adresează micilor întreprinzători sau viitorilor întreprinzători din regiunea centru, meșteșugari, angajați, șomeri sau persoane care se ocupă cu agricultura de subzistență. Sunt vizați în special tinerii din mediul rural care sunt interesați de dezvoltarea propriilor afaceri în domenii non-agricole. În acest scop, ei vor beneficia de sesiuni de instruire, consiliere și orientare profesională. Concursul național de vinuri Strugurele de Aur debutează luni la Alba Iulia. La eveniment vor fi prezenți producători de vin, degustători, experți și somelieri. Iubitorii vinurilor de calitate au ocazia să deguste și să urmărească prezentări de sortimente.
Concursul de vinuri Strugurele de Aur se află anul acesta la cea de-a 6-a ediție. Competiția se desfășoară în perioada 3-5 septembrie cu participarea unor producători din toate zonele viticole ale țării, dar și din străinătate. Concursul este împărțit în două secțiuni, vinuri liniștite și vinuri efervescente. Probele sunt secretizate și codificate cu două zile înainte de începerea concursului, iar sistemul de notare va fi cel practicat de Organizația Internațională a Vinului cu puncte de la 0 la 100. În timpul concursului, degustările vor fi deschise pentru a se verifica modalitatea de evaluare și corectitudinea acesteia. Toți iubitorii vinurilor de calitate sunt așteptați la degustări și prezentări. Concursul se încheie miercuri cu premierea câștigătorilor și este urmat în perioada 7-10 septembrie de Festivalul Național de Folclor Strugurele de Aur. Dacă viitorul omenirii ar arăta precum peisajul din cartierul Alba Iulian, lumea nouă, cu toții ne-am teleportat în trecut. Bordee la nimereală, câini în călduri, garduri cu zdrențe agățate la uscat și pirande încruntate, acesta este tabloul zilnic al lumii noi. Țigănime în limbaj de stradă, dar lumea nouă oficial este un cartier al paradoxurilor. În fața unei cocioabe cu aspect de pește răsăpată în cărămidă, stă parcat un autoturism de lux. Puțin mai încolo, doi tineri împing la un vehicul straniu, ce din profil pare bicicletă, dar din spate căruț. Indivizii trec prin fața modernului amplasament comercial din zonă, cărând către șatră de ale containerului. Pe străzile Craivei și Gheorghe Șincai stau înșiruite imobile modeste, în marea lor majoritate, toate construite alandala și fără vreo aprobare. Unele au intrări din perdea, altele uși. Dar ce mai contează? Important e că au acoperiș deasupra și mese înăuntru cu deale gurii îmblide. Întrebați de cartierul cu pricina și de impresia pe care o lasă trecătorului lumea nouă, locuitorii din blocurile învecinate oscilează între compătimire, frustrare, prudență sau nemulțumire. N-am fost în anul ăsta odată la Tancioc. Atât. E lume nouă, dar păi dacă îi zice lume nouă, e lume nouă. Păi eu stau fix aici, în spate, nu știu ce, e foarte mulți oameni, nu știu cum să le zic, nu, fiecare cu treaba lui. N-am fost mai departe, că n-am îndrăznit, nu știu, mi-e frică, nu vreau să mă amestec cu oamenii, fiecare cu... Mai bine ești, nu știu cum să zic, ai grijă de tine și nu te bagi cu alții. Ce ziceți de cartierul ăsta, lumea nouă? Oamenii liniștiți. Oamenii liniștiți? Da. Să cadă? Da. Dar nu sunt condițiile cam ne la locul lor, cam sub nivelul minim de trai, case? Păi este și acum. Ce ar trebui să facă? Să le serviți la oameni, să fie un trai mai bun. După 21 de ani, vă spun ceva, dacă s-ar trezi cei care au murit la Revoluție să vadă ce au făcut, ăștia ar strânge de gât. Mulțumesc frumos! Locuitorii lumii noi sunt vechi, ca și noi, dar încruntați și arțăgoși. Faptul că filmăm șerpăria din zonă îi deranjează vădit. Înainte de a-i lăsa în ale lor, mai trecem în revistă o grădiniță nou-nouță, amenajată de primăria Alba Iulia într-o fostă centrală termică. Grădinița arată nemaipomenit, dar face notă discordantă cu peisajul. E stingheră, străină de acel loc. Amplasată între o clădire ruină și un spațiu pustiu, năpădit de buruieni dincolo de care rânjesc hidos gardurile luminoi, pare precum albă ca zăpada, obligată de spânul cel rău să dea de mâncare la porci. Așa e cartierul Lumea Nouă, plin de paradoxuri. Primăriile vor fi silite să-și plătească datoriile. În caz contrar, li se va tăia finanțarea de la bugetul de stat. Aceasta este propunerea inclusă într-un proiect de ordonanță aflat acum pe masa guvernului. Măsura a fost propusă după ce reprezentanții FMI au atras atenția că restanțele autorităților locale sunt îngrijorător de mari. Noul proiect al Ministerului de Finanțe cere primăriilor să își reducă datoriile către furnizori cu 5% în fiecare lună. În plus, din banii pe care autoritățile locale îi colectează, de pe urma impozitului pe venit, trebuie să depună deoparte 20% pentru plata restanțelor din lunile trecute. Reprezentanții primăriilor consideră măsurile nedrepte atâta timp cât firmele intră în insolvență, iar colectarea impozitelor și taxelor merge foarte greu. Prin rectificarea bugetară aprobată de guvern săptămâna trecută, au fost alocate de la bugetul de stat aproape 500 de milioane de lei pentru primăriile care au restanțe la plata furnizărilor, mai ales de utilități. Rămâne de văzut de unde vor găsi autoritățile locale bani ca să achite diferența până la 2,7 miliarde. Problemele economice și politice îi determină pe români să tânjească după comunism. Peste 53% dintre români au declarat luna trecută pentru Institutul Român de Studii Sociale că ar prefera să trăiască în regimul lui Nicolae Ceaușescu, față de 44% cât se declarau în favoarea reinstaurării regimului comunist în urmă cu 2 ani.
Jurnaliștii de la Washington Times scriu despre tânjelea românilor după vremurile apuse. Lupta în desfășurare între premier și președinte, în timp ce economia suferă, a determinat mulți români să tânjească după o revenire la comunism, deoarece ei cred că reformele democratice și de liberalizare a pieței din ultimele două decenii au eșuat. Analiștii susțin că în fostul bloc sovietic s-a impus corupția unei noi ordini. Nu mai este micul schimb de cadouri sau șpăci pentru a avea acces la bunuri și servicii care nu erau accesibile la liber în regimul comunist. Noua mită a început cu nou formatele partide politice, care ofereau contracte publice în schimbul fondurilor de campanie. Corupția a contribuit la o diviziune acută între bogați și săraci, vizibilă peste tot, în special pe drumurile țării, unde mașinile luxoase se întâlnesc cu căruțe trase de cai. Noile clădiri de sticlă se înalță lângă case pe jumătate dărâmate. Capitala se laudă cu zeci de magazine de designer de lux, deși produsul intern brut este de $12,600 pe an pe cap de locuitor. Mulți au fost entuziasmați când România a aderat la Uniunea Europeană în 2000. Dar recentele critici pe care Uniunea le-a adresat României au creat nemulțumire. Astfel, protestatarii de la București au afișat mesaje care avertizau Uniunea Europeană. Amintiți-vă, aceasta nu este țara voastră. Creșterea nemulțumirii față de democrația și piața capitalistă a intervenit după ani întregi de probleme economice și politice, consideră Washington Times. Rata șomajului la nivel european este în continuă creștere. Potrivit site-ului Eurostat, numărul șomerilor din Uniunea Europeană a crescut cu 43.000 în luna iulie acestui an, ajungând să depășească 25 de milioane de persoane, cu 2,1 milioane mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Potrivit site-ului Eurostat, în zona euro, numărul șomerilor a crescut cu 88.000 în iulie la 18 milioane de persoane, cu 2,05 mai mult decât în iulie 2011. Cele mai scăzute rate ale șomajului sunt înregistrate în Austria de 4,5%, Olanda cu 5,3%, Germania și Luxemburg cu 5,5% fiecare. La polul opus se situează Spania, unde șomajul a ajuns la 25,1% și Grecia cu 23,1%, luna de referință fiind mai 2012. România, cu 7%, se plasează spre capătul inferior al topului celor mai ridicate rate ale șomajului, fiind încadrată de Cehia cu 6,6% și Belgia de 7,2%. Rata șomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani este de 22,5% în Uniunea Europeană și de 22,6% în zona euro, cu situații alarmante în Grecia de 53,8% și Spania de 52,9%. Cei mai puțin tineri fără locuri de muncă se găsesc în Germania, 8%, Austria 8,9% și Olanda 9,2%. Piața auto își va reveni la creșterea pe care a înregistrat-o înainte de criza economică abia în anul 2020. Cel puțin aceasta este părerea câtorva sute de analiști ai pieței auto din întreaga Europa. Nici țara noastră nu face notă discordantă. Statistic vorbind, dintre 100 de români care intră într-un showroom auto, abia 5 au ales să-și achiziționeze o mașină. Vânzările la autovehicule au scăzut deja în 2012 cu peste 18%, iar piața auto din România a ajuns astfel la minimul ultimilor 11 ani. Se adaugă evoluția slabă a economiei în România, la fel ca în Europa. Dealerii au livrat de la începutul anului doar 50.000 de mașini, cu peste 70% mai puține decât la sfârșitul anului 2008. Speranțele de revigorare a pieței totuși există. Situația nu este cu mult mai bună nici la nivel european. Analiștii estimează că cererea pentru autoturisme noi și vehiculele utilitare ușoare în Europa de Vest va scădea anul viitor cu 1 milion de mașini, la 13,5 milioane de unități. Singurele mașini care mai au căutare sunt cele noi, ieftine, și cele second-hand, dar și mașinile de lux. Din 2008 și până acum, scăderea pieței auto din România este de 76%, în timp ce media Uniunii Europene este de doar 20%. Vești bune pentru amatorii de convorbiri telefonice interminabile. Ca urmare a reglementărilor Autorității Naționale de Administrare și Reglementare în Comunicații, de la 1 septembrie, tarifele maxime de interconectare percepute de operatorii rețelelor mobile de telefonie vor scădea cu 24%, până la nivelul de 3,07 eurocenți pe minut. Aceasta este a doua etapă de reducere a plafoanelor maxime pentru tarifele de interconectare la telefonia mobilă în acest an, după cea din martie, când tarifele au fost reduse cu valori cuprinse între 19% și 30%. Necesitatea continuării reglementării tarifelor de terminare la puncte mobile a apelurilor de voce a fost confirmată în urma analizelor de piață realizate de Ancom în anul 2011, din care a rezultat că toți cei 6 furnizori de servicii de acces la o rețea publică de telefonie mobilă activ în România,
dețin putere semnificativă pe piața de gros a terminării la puncte mobile a apelurilor de voce în propriile rețele. În urma reglementărilor, tariful mediu pentru terminarea la puncte mobile a apelurilor de voce în România a scăzut în termen nominal cu peste 70% din 2003 și până în prezent. Anul 2013 va marca noi evoluții ale tarifelor de terminare ale apelurilor de voce, atât la puncte fixe cât și la puncte mobile. Cuantumurile și viteza reducerilor vor fi definitivate în urma consultărilor publice naționale și europene. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport! Mâine va avea loc la Sălcioa finala campionatului munților apuseni pe teren redus din zona rurală. În finală se întâlnesc echipele din Sălcioa și Roșia Montană. Invitații de gală nu lipsesc de la această acțiune, Mio Dragbelodedici și Adrian Pigulea luând parte la evenimentul organizat de Asociația Județeană de Fotbal Alba. Sorin Corpodean este mulțumit de ce a realizat în cadrul acestor competiții de-a lungul acelor 2 ani, însă a declarat că anul acesta este impresionat de sprijinul oamenilor din zonă și, bineînțeles, de cel al primăriilor. Plusurile din competiție sunt mai bogate decât minusurile adunate până la final. Am ajuns înainte ultimului act, sâmbătă la Sălcioa. Pe 1 septembrie vom avea finalele. De fapt, sunt 4 jocuri, 2 finale mici, una de copii, una de seniori și 2 finale mari. Una de copii, una de seniori, jocuri pe care încercăm să le intercalăm și cu un program tot de mișcare, cu un joc al partenerilor, așa cum am obișnuit lumea în fiecare an, și sperăm ca jocurile rămase pentru ultimul act să demonstreze că această competiție a munților apuseni, fotbal pe teren redus, destinată zonei rurale din Munții Apuseni, să demonstreze, cum am spus, că își are rostul și că audiența câștigată pe parcursul celor 3 ediții vine în sprijinul acestor spuse. Așadar, Sălcioa este gazda unui regal fotbalistic organizat de Agenția Județeană de Fotbal Alba. Programul zilei de mâine este următorul. La ora 15 va fi finala mică de copii Sălcioa-Horea. De la ora 16:15 se va disputa finala mică seniori Lupșa Poiana Vadului. De la ora 17:30 meciul partenerilor AJF și FRF Mass Media și Firme. De la ora 18:30 se va disputa finala mare la copii Bistra Poiana Vadului. De la ora 20 finala mare senior Sălcioa-Roșia Montană, iar de la ora 21 va fi festivitatea de premiere. Programul jocurilor de fotbal va fi intercalat cu momente oferite de majorete, zumba și karate. Toate echipele participante în acest an sunt invitate să fie reprezentate la festivitatea de premiere pentru a ridica premiile oferite. Așadar, un adevărat regal de fotbal mâine la Sălcioa, unde merită ca toți iubitorii fotbalului să participe. Albaileanul Nicușor Stanciu a fost titular aseară pe Giuseppe Meazza în partida jucată de FC Vaslui contra celor de la Inter Milano. Decarul Vasluiului l-a surprins pe toată lumea când a ieșit de la cabine cu banderola de capitan pe braț. Nu numai că a fost în premieră capitanul Vasluiului, dar Nicușor a dat pasa pentru penaltiul obținut de Antal și executat de Albaiulean. Cu toate că Vasluiul a obținut un egal care va rămâne mult în istoria moldovenilor, echipa lui Porumboiu nu a reușit să se califice. Vasluienii au început bine meciul, însă Walter Samuel putea să închidă definitiv meciul în minutul 13, când a lovit bara porții apărate de Straton. Vasluiul a replicat în minutul 33, când după o cursă în bandă stâncă a lui Nicușor Stanciu, urmată de o pasă al baiulianului Liviu Antal, a scăpat singur spre poarta nerațurilor. A fost faultat de Castelații, care a văzut cartonașul roșu. Penaltiul Vasluiului a fost executat de fostul unirist Nicușor Stanciu fără emoții. Vasluiul a atacat și în repriza a doua, însă au fost egalați de interiști după un contraatac letal finalizat cu gol de Palacio în minutul 76. Varela a reluat cu capul din corner și a readus Vasluiul în avantaj în minutul 79. Au mai urmat două ocazii ale plăieșilor, însă fără efect pe tabelă, urmând ca în ultimul minut de prelungiri Guarin să restabilească egalitatea și să lase Vasluiul în afara Europei.
Singura echipă românească ce s-a calificat în grupele Europa League va avea o grupă relativ ușoară. Steaua București este în grupa E alături de VfB Stuttgart, FC Copenhaga și Molde. Trupa din Ghenci a fost în urna a treia valorică, însă va juca de la egal la egal cu toate echipele, grupa fiind una echilibrată. Primul meci a Stelei în Europa League va fi pe 20 septembrie. Steaua a evitat granzii Europei precum Fenerbahce, Inter sau Tottenham și a dat de un Stuttgart într-o evidentă scădere de formă de-a lungul anilor, de FC Copenhaga și de Molde. Cunoscătorii fotbalului au relevat faptul că Steaua București are șanse de a juca în primăvara europeană. Cel mai probabil trupa lui Reghecam va juca meciurile de pe teren propriu pe Național Arena, unde cu siguranță vor veni foarte mulți fani la meciurile echipei iubite. Din 5 echipe calificate în cupele europene, doar Steaua și CFR Cluj vor evolua în grupele Europa League și Champions League, pe când Rapidul, Vasluiul și Dinamo mai au de așteptat încă un an. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică meteo. Am avut parte de o zi frumoasă și astăzi, însă ne așteaptă încă o noapte răcoroasă, cu cer mai mult senin și fără intensificări de vânt. Temperaturile maxime se încadrează între 23 și 33 de grade, iar cele minime vor avea valori de la 6 grade în depresiuni până la 22 de grade Celsius. Așadar, se vor înregistra în această seară 20 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 18 grade la Aiud și Blaj și 15 grade Celsius la Câmpeni. La noapte, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 12 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 11 grade la Aiud, 10 grade la Blaj și 8 grade Celsius, vor înregistra termometrele la Câmpeni. Sâmbătă, vremea va fi predominant frumoasă și va deveni caldă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 34 de grade, iar cele minime între 11 și 21 de grade, mai scăzute în depresiuni spre 6-7 grade Celsius. În aceeași ordine de idei, aproximăm valorile zilei de mâine, situându-se în jurul a 33 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 32 de grade la Aiud și Blaj și 30 de grade Celsius, vor indica termometrele la Câmpeni. Vremea se va menține predominant frumoasă și duminică. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade, iar cele minime între 10 și 20 de grade, cu valori mai scăzute în depresiuni, până la 7 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!